Nu te mai vrea plapuma? N-ai loc de pernă în pat? Nu te mai ajută cafeaua? Molnar și Ovi îți arată partea plină a paharului. Bună dimineața, Arad! Bună dimineața, arădeni! Începe Aradul Matinal, singurul morning show provincial cu Molnar și Ovi. Frumoasă melodie de mare angajament, chiar dacă e... Da, chiar dacă plouă afară, da, ne-am gândit să ne gândim un pic la vară. Da, da. Băi, ai deja în planuri pe vară și nu știu dacă o să se materializeze combinațiile și planurile și socotelile și învârtelile și ale mele, tot ce vrei tu să spui. Dacă nu se concretizează, nu știu ce fac, dar am multe de făcut în vară. Da, inclusiv de muncă ceva pe acasă, ceea ce... Da. Nu e puțin lucru, dar și mi-e groază de chestia aia. Dar am și de plecat încoace încolo, știi? Vrei să te duci și pe Rusia? Nu mulțumesc, niciodată în viață, ever, nu, amin. Eu vreau să ajung pe Rusia, dar never. Nu acum. Șeful diplomației UE a deplâns într-un mesaj online arestările masive din timpul protestelor de ieri din Rusia și utilizarea disproporționată a forței împotriva manifestanților și jurnaliștilor. Oamenii trebuie să-și poată exercita dreptul de a protesta fără teama de represiune. Rusia trebuie să-și respecte angajamentele internaționale, a scris Joseph Borrell pe Twitter. Da, să scrie. Oficialul va merge în perioada 4-6 februarie la Moscova pentru a cere eliberarea opozantului Alexei Navalny și pentru a discuta despre normalizarea relațiilor dintre Moscova și Uniunea Europeană. Îi doresc mult succes în această încercare a lui, dar nu știu ce va fi. Și nu știu ce va fi. Nu știu dacă nu trebuie să se regândească, dacă chiar vrea să meargă până acolo. Am văzut că au fost ceva proteste și pe București. S-au trimis și jandarmii. Și trebuie să știți, dacă nu sunteți în schema și n-ați auzit știrea, e vorba de faptul că poliția rusă a arestat duminică mai mult de 4500 de demonstranți și a blocat zonele centrale ale mai multor orașe, inclusiv capitala Moscova, pe motiv că protestele nu au fost autorizate. Potrivit Uniunii Jurnaliștilor din Rusia, cel puțin 60 de reprezentanți ai presei au fost arestați. Da. Măi, acolo nu te joci pe cu Rusia. Asta cu a trebui și nu, în Rusia nu. Dacă ai protestat, uite ce se întâmplă, punct. Nu ne discutăm, nu discutăm atât de mult. Și azi, trebuie să-i spunem la mulți ani, da, unui profesor la Facultatea de Istorie a Universității din București, scriitor, care s-a născut pe 1 februarie 1944 și se numește Lucian Boia. Da. Foarte frumos. Dânsul este preocupat îndeosebit de istoria ideilor și a imaginarului. Lucian Boia s-a remarcat atât prin lucrări teoretice privitoare la istorie, cât și prin investigarea consecventă a unei largi game de mitologii, de la viața extraterestră și sfârșitul lumii până la comunism, naționalism și democrație, și a adus totodată noi interpretări privitoare la istoria Occidentului. Da, și dacă tot suntem aici la zile de naștere și personalități, da, de amintit, 1852, 1 februarie, se năștea Ion Luca Caragiale, dramaturg, prozator și Robos, poet român, decedat în 1912. Da, un mare om, o mare personalitate, spun eu, și o minte strălucită. Întotdeauna am fost fascinat de Ion Luca Caragiale, mult mai mult decât chiar decât Creangă, Eminescu, Stănescu și așa mai departe. Nu știu de ce, pentru că și era cu comedia, cu asta mie îmi plac chestiile astea. Și... Da. E zguduită lumea modei din România. După cum vezi, nu prea am treabă cu moda. Vorbim de un designer de modă care în ultimii 5 ani a devenit un răsfățat al concursurilor televizate, fiind prezent pe scena competiției Dansez pentru tine, Pro TV, unde a primit în jur de 80.000 de euro, la Burlacul de la Antena 1, unde ar mai fi încasat 50.000 de euro, iar la Serviți, vă rog, tot pe Pro TV, a fost recompensat cu 3.000 de euro. Acest designer și-a rotunjit serios veniturile cu alte 200.000 de euro în calitate de gazda emisiunilor Next Top Models, difuzat pe Antena 1, și Super Models Canal D. Iar din prezentările de modă cu colecțiile sale de rochi de seară, câștigă pe puțin 5.000 de euro în numai o oră, dar ajunge în situația în care are datorii de peste 2,2 milioane de lei unor creditori din UK,
care au ajuns la capătul răbdării după ani de zile în care au încercat să recupereze datoria. Creditorii vorbesc despre finalizarea investigațiilor referitoare la debitorul lor, la debitorul botezatul Cătălin Adrian, prin intermediul firmei Burford Capital din Marea Britanie, ceea ce ar tranșa definitiv chestiunea acestui debitor controversat. Da. Măi, deci omul n-a mai găsit televiziuni, știi? Că de nu a găsit, acum ți-am zis că a mai găsit. E în vorba țară, de un... știi? Că altfel mai făcea un concurs, dar na, le-a cam fifat pe toate. Executor judecătoresc a recuperat în perioada ianuarie 2018-martie 2019 suma de 8.880 de lei, din care a virat către Bancop doar 200 de lei, diferența fiind reținută cu titlul de cheltuieli de executare. Deci Cătăline da, nu figurează. Cătălin nu figurează cu venituri ori bunuri urmăribile. Da, asta-i. Logic. Și el a mai fost investigat și în 2017, când un lichidator judicial a luat legătura cu o societate specializată în investigații și recuperări pentru a identifica bunuri și sau venituri urmăribile ale debitorului botezatul Cătălin Adrian. Acesta a efectuat cu titlu gratuit o serie de investigații în registre publice și a solicitat lichidatorului pentru finalizarea analizei un buget de 5.000 de lire pentru verificări extinse. Dar se pare că domnul botezatul nu are nimic. Nu are bani, nu are conturi, da, cu mulți bani. Păi botezatul, din punctul ăsta de vedere aici, a fost inteligent. Sau cineva l-a sfătuit bine. Ce să mai zic altceva? A făcut niște bănuți, el se laudă tot timpul că îi merge ok, însă se pare că are datorii destul de multe, 2 milioane și ceva de lei, asta înseamnă 500 de mii de euro aproximativ. Da, acolo, de acolo, dar un pic mai asta puțin. E. Și dacă tot am vorbit de modă, haideți să vorbim un pic de obiceiuri și tradiții. Că am deschis emisiunea cu obiceiuri și tradiții, că vin dragobetele, se pupă fetele și vin Valentine's Vine Day. Vine Valentine's Day acolo. Și vin, ne lasă vin. Chei de caș. Da, un bebeluș în vârstă de doar 6 săptămâni a ajuns duminică după amiază în stop cardiorespirator la unitatea de primire urgențe din cadrul Spitalului Județean Suceava, după ce, atenție, preotul l-a scufundat în cristelniță în timpul slujbei de botez. Relatează Obiectiv de Suceava. Da, ce să mai, nu? Deci nici nu mai știu. Polițiștii, uite, au deschis un dosar penal și fac cercetări cu privire la săvârșirea evacțiunii de vătămare corporală, iar în funcție de starea de sănătate a bebelușului, urmează să facă și încadrarea juridică a faptei. Mi se pare uluitor ce se întâmplă în continuare cu tradițiile astea. Protopopul Doru Budeanu a confirmat, după ce oamenii bisericii spuneau că nu e adevărat, că ei așa, a confirmat că bebelușul a fost scufundat complet în apă, arătând că, cităm, botezul se face prin întreita cufundare după rânduielile bisericii. Da, de ce s-a întâmplat să ajungă în stop cardiorespirator este pentru că a înghițit... foarte multă apă, Nu e adevărat. Cum să spui așa? Păi așa scria la un moment dat. Scria, dar tu crezi? A, nu, te rog să mergi. Eu am vrut să fiu deontologic corect și să spun ce scrie acolo, dar nu, a fost o cauză externă, nu că facem noi tot felul de ritualuri. Da. Sigur, încă sunt siderat de situație și, atenție, explicația, pe tot parcursul botezului și puțin după, copilul a plâns, ceea ce înseamnă că semnele vitale ar fi fost bune. Exact. Deci, i-a făcut și EKG, ochiometric. Da, dar ți-ai pus problema că poate el plângea pentru că înghițea din când în când apă și pentru că nu se simțea. Dar aia nu e apă, e apă sfințită, nu-ți face rău. Aia se usucă odată ce ca și lingurița în perioada COVID-ului, plimbată din gură în gură, nu-ți face rău. Te întreb dacă ai fi judecător la un astfel de caz, ce sentință ai da? Punct. Zi. Mi-a venit acum. Da, mă, n-am calculat-o. Mi-a venit acum. Deci, depinde. Dacă aș fi credincios... Copilul, să zicem, își revine. Își revine copilul. Tot e ok. Slavă Domnului, asta ne dorim. Bun. Nu, da. Dacă sunt credincios... E judecător. Ce mai contează credința ta acum? Cum să nu conteze? Ce, judecătorii nu merg la biserică? Păi da, dar judecă în funcție de credință? Dar de ce nu?
Păi atunci să lași pe Dumnezeu să se ocupe, să se ocupe de preoți. Dar nu e chiar așa, că trebuie să existe, așa cum avem cele 10 porunci, nu? Trebuie să existe și în societate niște reglementări și toate alea. Dacă te aude vreun judecător, bine. Varianta 1, ești judecător creștin. Varianta 2, ești judecător liberal, n-ai treabă cu creștinismul, nimic. Sau cum vrei să-l numești? Deci, varianta 1, dacă eu aș fi, subliniez, dacă eu aș fi judecător credincios, creștin, aș avea un lucru foarte greu de făcut și de luat o decizie și automat, ca să nu fie că ajung în gura unor popi, mai mult ca sigur că aș cere tot felul de expertize să se dovedească că atunci s-a întâmplat și că acel bebeluș a intrat în stop cardiorespirator datorită procesului de botez. Ești credincios, pentru ce trebuie detaliile astea? Îți trebuie detaliile astea pentru că tu trebuie să te justifici în fața persoanelor necredincioase. Și pentru asta ai nevoie de expertize medico-legale. Oricum ai nevoie de medico-legale. Bine, dar insiști pe tema asta. Bun, ok. Medico-legal, găsești un medic legal de medicină generală creștin și ai rezolvat problema. Că nu a putut fi apa sfințită. Aici nu uita, Biserica Ortodoxă Română, oricât de învechită a fi ea, ține într-o singură palmă tot statul. Spune-mi sentința, românesc. Te rog. Sentința? Nu știu ce sentință. Primele șase procese de amânare, nu se poate soluționa. Da, nu, noi am discutat peste vreo 4 ani ce ți-am zis eu acum. Da, ok. Deci ești credincios, empatizezi oarecum cu preotul. Da. Și ce sentință îi dai? Că trebuie să-i dai, nu poți să-l lași. Nu știu, dar nu cunosc legile. Probabil sunt anumite legi care dau ceva sentință. Dar nu tehnic, na. Ce ai dat tu așa, gen, abar n-am, în încadrare acum. Cât ai dat tu, că nu se poate. Ar veni preotul și iar părea rău și Dumnezeu iartă, da, nu i-aș da nu știu ce extraordinar de mare chestie. Deci, 2 ani cu suspendare. Poate. Și amendă penală și cheltuieli de judecată de 4.000 de lei și asta e. Da, exact. Bun, dar și varianta 2. Dar dacă aș fi necredincios și n-aș crede în Dumnezeu, ci dar judecător. Ce s-ar întâmpla? Atunci până în pânzele abia. Adică retragerea dreptului de exact. Whatever ce faci. Whatever, așa? Nu știu ce. Și practică, ar fi, cred că l-aș face cum ar veni role model în toată chestia asta, că uitați, continuați adică așa, nu? Așa nu, că dacă da, asta vi se întâmplă. Adică, de exemplu, un 20 de ani. Nu cred că i-aș mări pedeapsa, nu e vorba de pedeapsa, dar unul la mână nu l-aș mai lăsa să fie preot, clar, pentru că dacă face asta cu un bebeluș, cine știe ce face cu persoane adulte. Da. Și doi la mână, l-aș pune cumva, uitați, nu vă mai jucați. Stop joc. Deci l-ai dat drept model. un exemplu, să se liniștească. Da. Exact. Asta în contextul în care în România încă se mai fac exorcizări prin foarte multe locuri. Dar e bine că se fac, lasă că se facă. E un fel de tratament de genul ăsta, cum i s-a făcut copilului, doar că faci până adult. Apropo, m-am apucat de un serial, cred că spaniol sau portughez. Te-ai uitat la Broken Circle, Breakdown și Twice Born. Nu, e vorba de exorcizări. E vorba, dar nu, eu sunt cu din astea, cu păpuși care se plimbă și cu din astea când mă uit la Annabelle și din astea. Și ce ai văzut? Și am văzut un serial, The Exorcism of Emily Rose. Ai, veche. E serial. Da. A apărut, cred că, pe canalul ăla TV care are și o platformă. Sigur că da. O să-ți trimit, am văzut primul episod, ține o oră și ceva și m-a surprins. Despre exorcizare, mulțumesc, despre nu. Satana, nu, despre mulțumesc, nu știu ce. Nu, și nu așa. Vorbim de Santana chitaristul, vorbim de Satana, fără N. Da, vom vedea. Nu, mersi. A venit un prieten de-al meu dinspre Oradea, la un moment dat în Arad și a întârziat și tot insistam că unde ești, unde ești, că stăm după tine. Și la un moment dat el, glumeț fiind, mi-a trimis un mesaj în care mi-a scris că bă, voi nici nu mai mi-a zis că în județul Arad stă Santana. Acum am trecut pe un panou, are și panou, Santana în stânga. Da. Corect? Așa e, cu diacriticile cu astea. Da. Bună dimineața, dragi arădeni. Deocamdată ascultați Aradu Matinal. Dacă nu, atunci nu pe noi ne ascultați, probabil pe altcineva, dar noi sperăm că pe noi ne ascultați. Da, sperăm și noi, dar când venim în sutană, vă anunțăm. Amin. Amin. Fără Molnar și Ovi, și diminețile e pustiu. Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial cu Molnar și Ovi. Este și eu. Hashtag și eu.
mă alătur acestor aplauze. Doar spun faptul că se vor redeschide în Olanda școlile. O lansez, o arunc și atât. Aruncă, da, și la noi, ci că se deschid, dar ziua cea mare este mâine, pentru că pe 2 februarie va fi o ședință în care vor analiza cei din Ministerul Învățământului ce se întâmplă în lumea mare, ce se întâmplă în România. Sunt două județe, parcă, în România, care e posibil să nu înceapă în scenariu ok ăla verde, printre care, din păcate, lângă noi, Timișul. Dar aici până aproape. Mâine se mai pot schimba multe. Sperăm că mulțumim pentru reacțiile primite pentru filmulețul nostru cu mersul pe bicicletă și cu gunoaiele luate. Ceea ce aș dori încă o dată să atrag atenția, pentru că foarte multe comentarii se adresează poliției locale și administrației și nu vreau să le iau apărarea, și cine mă cunoaște știe că nici nu o să fac chestia asta. Dar în primul și în primul rând, înainte de a arăta cu degetul spre poliția locală sau către administrație, după cum era și un coment și mulțumim, foarte realist, gunoaiele alea nu au ajuns singure acolo. Da, foarte corect. Și cineva le-a depozitat acolo, cineva a avut mintea de a le duce acolo și pentru cineva acest oraș este o mare platformă gunoieră de gunoi în care se aruncă. Și din momentul în care pe stradă se aruncă chiștocurile de țigară, în oraș, în centru, vedem tot felul de ambalaje aruncate, chiar dacă în apropierea acelor zone există coșuri de gunoi, eu zic că schimbarea în primul și în primul rând trebuie să vină de la noi. Hai să încercăm să schimbăm noi ceva în noi, atitudinea, de exemplu, și dacă noi am schimbat atitudinea și totul se întâmplă lucruri, atunci, da, să începem să arătăm de ce. Dar până când se scuipă pe stradă, până când aruncăm chiștocul de țigară, până când aruncăm ambalajele, șervețele, orice, până atunci nu avem de ce să arătăm că dacă ar exista persoane non-stop acolo, nici atunci nu ar face față volumului de mizerie. Multe, sau uite, au mai fost comentarii în direcția asta, dacă unde este, păi nu, nu putem sta 24 din 24 acolo, hai să detașăm, v-am spus, 6 luni niște polițiști acolo, le dăm casă, masă și nu poți așa. Și îți dai seama că lucrurile alea se cam aruncă la niște ore la care alții, probabil, mă refer la, că nu le arunci chiar în toiul zilei. No, ba da, se aruncă sau din mers. Sau ursuleți și de astea mari. Eu inclusiv în centru am văzut chestii de genul că din mașină, pac. Bun, dar arunci acolo o saltea, un ursuleț, un așa cât un... deja intenționat adus. Da. Și, și restul, cele mici, chiștoace, pungi de nu știu ce, se aruncă din mers la ordinea zilei, da. Dar celelalte care sunt mari și efectiv duse acolo în mod intenționat și premeditat, e greu poliția locală să fie peste tot, că dacă poliția locală avea 5.000 de angajați, îmi spune, domnule, prea multe salarii dăm poliției locale, ce facem aici, știi? Deci asta e un revers al medaliei. De ce ne trebuie 10.000 de nu știu ce? Na, păi ca să fie acolo zi și noapte, așa că este bine, e în regulă, dar ar trebui întotdeauna colaborat cu autoritățile și din partea lor, dar și din partea noastră, mai ales. Dar și încă o chestie, dacă ai prins pe cineva în flagrant sau dacă ai identificat pe cineva, muncă în folosul comunității, hai tu strânge tu gunoiul și imediatizat te facem și celebru. Da, și asta te e facem chestie. Și celebru, pentru că înseamnă că vrei să ajungi, cum se zic acum, celebritățile astea, cum e celebrități, e ceva cuvânt, nu știu ce, că din aștia. Hai că te facem o celebritate locală. Viral. Viral, da. Ajungem viral, tu frumos acolo cureți și nu numai după tine, și după alții. Da. Și când lucrezi vreo lună în folosul comunității, filmat... Devii și influencer. Devii influencer. Uite, păi, știi? Da, deci, și ești pe bune, adică chiar influențezi în bine comunitatea ta. Deci, sharing is caring, puteți împărtăși în continuare filmulețul nostru, arătați tuturor, dar încă o dată, arătați pentru a schimba ceva. Să nu mai ajungem încă o dată, nu doar să facem bâză și să aruncăm cu noroi în diferite instituții și, dacă vedeți asemenea gesturi pe stradă, aveți curaj, doamnelor și domnilor. Aveți curaj să adunați, nu întotdeauna să spuneți că dacă vă luați de oamenii care aruncă, s-ar putea să se lase cu alte lucruri, dar cel puțin adunați, știi cum e, dacă vezi o chestie aruncată și o aduni în secunda aia, n-au cum să se adune între timp. Nu, nu-ți dau dreptate, pentru că eu, de exemplu, acum că COVID și cum că alte alea, nu.
Pentru că nu știu cine. Am înțeles, dar nu știu cine. Cu mănușcu, de asta cu mănușcu, da, cu mănușcu, dar nici asta nu e treabă ca noi să ne punem, să adunăm după alții. Când suntem pe zone, e clar, dar volumul e mult prea mare. Se poate anunța poliția locală, se poate anunța administrația, dacă vedeți asemenea fapte, trebuie anunțat. Da. Pentru că dacă nouă ne pasă, atunci o să le pese și autorităților. Da, eu sunt convins, oameni, dacă le pasă într-o oarecare măsură. Dar la noi e și o nepăsare. Este, este. Că trecem pe lângă, că nu vrem și hai să fim sinceri, la momentul în care, de exemplu, tu ești într-un proces martor, ești mai ceva ca inculpatul. Da, și da, asta da, o zic da. Din proprie și experiență. Și am fost, am fost în două procese de genul ăsta și nu, nu e ok. Chiar nu e ok, adică e foarte greu și mulți zic, a, nu-mi trebuie mie bătăi de cap, știi? Da, inutile. Și atunci uite unde ajungem. Deci, da. Nu numai pe Facebook să ne plângem. A, și apropo, mi-a cerut prietenia ceva, Arad Județ, curat o pagină nouă. Uh-huh. Am și preluat de la ei cu nu arunca chiștoacele, că strada nu e scrumiera ta. Au inițiative bune, am văzut câteva poze, felicitări lor, căutați-le. Se pare că există deja cineva cine se ocupă de asemenea lucruri. Nu zic că e prea târziu, că niciodată nu e prea târziu. Probabil și-ar fi avut rostul mult mai devreme, dar felicităm inițiativa aici de la Radul Matinal și vă trimitem o frumoasă dedicație muzicală aici pe 99,1 FM să pentru fie că primit. E bună dimineața! Neața! Ești curios să afli ce-ți aduce ziua? Noi nu suntem curioși. Nici nu-ți citim horoscopul, dar îți aducem informații și bună dispoziție! Aradul Matinal. Singurul morning show provincial cu Molnar și Ovi.